Dacă vrei să circuri, n-ai cum să circuri. N-ai cum să circuri. Bine că ei n-au treabă cu legea 55. Au blocat și strada. Ce trebuie să fac eu acum? Ce trebuie să fac? Să stau după ei aici? Ne mai și înjură băiatul ăsta. Ne înjură. Ne înjură. Ia să vedem dacă tot înjură. Haide să vedem ce găsim pe aici. Dacă tot se înjură. Legea 55 n-au ei treabă. De ce blochezi strada? Strada. De ce blochezi? Da, unde e dirigintele? Dirigintele de șantier, unde este? Cum? Dirigintele de șantier, unde este? Unde? La Centrei? Centrei? La primărie aici? Nu e. Dar asta aparține de primărie, lucrarea asta? Din primărie? Ok. Tu știi că legea spune că dirigintele de șantier trebuie să stea aici pe toată perioada desfășurării lucrării. Așa spune legea. M-ai înțeles? Adică să nu-ți faci tu de cap cum îți faci acum, de ne blochezi strada. Nu. Am înțeles. Tu acum ți-ai făcut de cap. Înțelegi? Că puteai să faci și altfel. Ți-arăt eu dacă nu te descurci. Deci, băgați apa aici. Apa. Asta e de la apă, să înțelegi. Apă, nu? Canalizare. Ok. Da, mergem la primar să vedem ce... Bine că el n-are nicio treabă cu... Da, deci aici trebuia să fie... Numărul ăla pe spate de la... Care trebuia să fie pe... Cilindru. Alții pasă, nu, numărul de înscriere sau de matriculare al excavatorului. Care spune ochiul 195 că trebuie să fie acolo, pe cilindru, în partea stângă, pe spate. Unde este? Nu e, nu ai ce trebuie să iei sancțiuni pentru chestia asta. Poliția te-a văzut până acum? Alții în geam îl ții, în geam. Ăla să pune acolo, nene, nu în geam. Pentru că dacă faci un accident, nu se uită nimeni în geam, se uită acolo, în spate sau în față. Da, vă să merg la primar. Deci aici se pare că la țară, dar chiar lângă poliție, da? Deci chiar lângă, bine, acel domn îl avea în geam, dar ăsta e mai, are și ușa și geamul spart. Geamul spart. Nu te-a văzut, mă, poliția. Poliția nu te-a văzut cu geamul spart, cu fără număr, fără plăcuță pe spate de înscriere, fără mască, fără asta. Nu v-a văzut poliția. Uite polițistul. Auziți, domnul polițist, vă solicit sprijinul în conformitate cu legea 218. Ia uitați acest buldoi excavator. Nu are plăcuță, geamul spart. Cum îl lăsați? Chiar lângă poliție aici. Cum îl poate să meargă? Și celălalt la fel, avea plăcuța băgată pe geam. Da, bine, asta nu are sub nicio formă. Vă rog frumos, aplicați ochiul 195. Hai răbdare, un pic că sunt imediat înapoi, da? Bine, vă rog să închideți telefonul. Asta e problema. Că nu aveți dreptul meu să mă filmați. Iar dacă dumneavoastră vă aduc la cunoștință că așa? Puneți această filmare mediu online, da. O să vă... Păcat că pe ăla am citit până 360 la treia să aveți și chipiu. La cravata e frumos, într-adevăr, ca așa spune deontologia profesională. Dar de ce nu vă faceți datoria aici, în localitate? Nițu Robert Gabriel mă numesc. Dați-mi și un act de identitate și haideți să vedem ce... Haideți să vedeți aici și vă dau actul, că nu fug. Eu vă aduc la cunoștință niște chestii, dumneavoastră mă luați pe mine în primire. Luați-i pe acei domni, ia uitați-i. Și fără mască, uitați pe legea 55. De ce vă faceți că nu... Ce tot? Acționați, domnul polițist, uitați-i că fug. A plecat și domnul. Ce treabă. Ia uitați, al doilea care fuge. Uitați cum fug. Dumneavoastră căutați pe mașină. Luați măsuri, ia uitați. Parbrizul e spart tot. Fără plăcuțe.
Cum circulă omul ăsta? Aveți permis? Nu, eu sunt... Nu sunteți dumneavoastră? Nu. Dar ce făceați acolo? Stăteam în notul. A, stăteați în notul. Dar eu cine ajută polițistul, mă, frate? Ia uitați că cine ajută el. A fugit. Ce, lucrați la primărie sau ce? La ce lucrați? Da. La primărie. Aha. Da. Cu gunoiul. De ce a fugit domnul? De ce a fugit? Lucrați la primărie? Cine? Băiatul. Ăla? Da. Dar nu-i ăla. Nu-i ăla, nu-i șoferul. Nu-i niciun, nu mai aveți acum atestat de... Nu? Nu, nici plăcuții, pe, nici pe față, nici pe spate. Dar cui este ăsta? Cui este ăsta? La primărie. La primărie. Da, bun. Este un domn aici din supraveghează. Și-a primărit. Poliția... Da, te răuși de poliție, mă. N-a pavizier, nimic. Nimic aici. Asta n-a mai fost deschis. Dar nimeni cum s-a deschis, că aici și spart. Din 1900. Poliția vă informează. Cine informează? Tu nu se vede nimic. Este numai jeg. Nimeni nu ne informează poliția. Sunt sigur că nici număr de telefon afișat pe nicăieri. Da, ce număr de telefon, n-am ce treabă. Drapelul deteriorat. Trebuia pus exact aici. A, și aici e primarul. Nu, nu o să vină. Ia, a fugit, uitați. A fugit, iată. A fugit hoț. A fugit. Deci polițistul n-a vrut să ia măsuri. Ia uitați cum fuge. El fuge. Fuge, omule, fuge. L-ai văzut cum fuge? L-ai văzut? Prietenul tău cum fuge? Uite-l. Și poliția nu ia măsuri. Fuge, mă. Păi are ăsta permis, are atestat, are ceva. Ia uite. Fără plăcuții, nici pe față, nici pe spate. Poliția n-are nicio treabă cu... Cine sunteți dumneavoastră? Cine sunt eu? Cine vreau? Cine ce trebuie să spun ție cine sunt? Păi sunteți suspect. Am, bă, suspect eu? Da. Stai, mă, cu minte, mă, cum să fiu eu suspect? Cine auzi? Sunteți? Ce trebuie să fiu? Cineva? Un om! Nu mă vezi că sunt om? Cine sunt? Tu cine ești? Păi vezi? Cine sunt? Auzi? N-am, mă, frate, nicio treabă. Nicio treabă. Poliția. Pentru ce plătim polițiștii, mă, frate? Nu-și fac datoria aici, în localitate. Da, deci nu-și fac datoria. A fugit și... Și era preocupat de... Altume de identitate. Poliția! N-au niciun dezinfectant, n-au niște testă, vai de mamă, într-adevăr, condiție. Domnul polițist, a fugit infractorul. Închideți telefonul, nu aveți voie cu telefonul pornit, să registrați în sediul poliției. Vă rog frumos. Nu, legea spune să nu pătrundă acolo, 585, ordonanța lui Adrian Sată. Lăsați-vă cu intimidare. Vă aduc la cunoștință că a fugit domnul. Da? A fugit domnul cu escavator. Măi, fraților, pentru ce plătim acest polițist? Pentru ce îl plătim? Să ne sfideze? Deci, asta e, o să-i fac o plângere la inspectorat. O să-i fac o plângere, altceva ce mai rămâne să-i fac? O să-i fac o plângere polițistului. O să merg la inspectorat, la... O să trimit la inspectorat, la IPJ Gala, să-i facem o plângere polițistului. Comuna Piscu. Comuna Piscu. Frumos aici. Să dăm cu dezinfectanți. Nu știu dacă vor fi conformitate cu legea. Ia, primar. Nu este. E închis. Dacă nu mă știu, primarul era chiar acela care mă urmărea.
a fost sunat de polițist. Eu așa cred. Eu așa cred. Sarona. Stă cu salarii. Nimic. Nici o treabă cu salariul. Bună ziua. Domnul Vice? Domnul Vice, aveți un burdo excavator aici. Da. Desfășoară lucrări pe domeniul public. Da. N-am văzut nici anunțul acela cu da, ce lucrări. Prezentați-vă dumneavoastră. Nițu Robert Gabriel, dumneavoastră. De unde? Din Buzău. Și cu ce vă ocupați? Mă ocup cu, în general, dau pe mâna legii cei care nu-și fac datoria. A, așa spun eu. Eu sunt cel care vreau cu dreptatea da. Ca să fac exact, dreptate în țara asta. Activist civic, exact. Da, ce rugămintea mea, dumneavoastră? N-am găsit nici anunțul acela în care să scrie că se face acolo canalizare sau ce se face. Ba da, este. Este. Nu l-am văzut eu atunci. E, bun. E, îi băgat pe de sub undeva. Nu, când a bătut vântul. L-a dat jos. E la deci nu este. Ba da, este acolo. Este, acolo. Da, da. Auziți altceva. Pe legea aia 10 spune că dirigintele de șantier trebuie să fie să asiste pe toată desfășurarea, pe toată perioada desfășurarea lucrării. Absolut. Da, acest băiat care este, n-are ce treabă el cu masca, cu chestia asta, numărul ăla avea pe geam, cred că e angajat la dumneavoastră aici, pe excavator. Ascultați-mă un pic, hai să ne lămurim. Da. Deci băiatul ăsta care l-ați abordat, așa, este angajatul primăriei, care lucrează la gospodăria comunală. Așa. Iar cei care lucrează la canalizare nu sunt ai noștri, nu sunt a primăriei, sunt pe proiectul apă și canal. Da. Ei sunt cei care, și firma Hidroconstruct care lucrează aici unde lucrează băieții ăștia. Da, dar mai pe scurt, ca să nu, că n-am nici mult timp. Da. Legea spune că în cazul în care dirijinte de șantier nu este acolo, dumneavoastră ca și viceprimar sau domnul primar, trebuie să ia măsuri. În caz contrar, eu dacă vă dau pe mâna legii, o să fiți dumneavoastră sancționat nu. Ca primar sau ca viceprimar. Nu, ascultați un pic. Noi nu suntem proprietari de proiect. Proiectul este apă și canal care ei dirigează, ei sunt... Adică le-a dat banii, dar dumneavoastră nu-i mai supravegheați. Nu, banii sunt la Uniunea Europeană, spus și sunt... Bani publici. Ei au dirijini de șantier, au șef de șantier, au toată structura care de coordonare. Când e dirijini de șantier, nu este... A blocat și drumul, aici e problema. Adică eu am vrut să vin în da. Preprimărie. Da. Și a blocat toată drumul. Se lucrează, blochează. Nu, putea să lucrezi și așa. Nu-i numai, nu-i numai bucățica asta de drum, se lucrează în toată comuna. Da, nu, am înțeles asta, dar eu vă spun ce spune și legea, adică o să fac niște reclamații. Mă rog, vreau să vă faceți da, să vă fac ce credeți, dar... Fiecare cu treaba lui, ce spune ce. Și celălalt... Noi nu avem în sarcea noastră primărie, noi nu putem să coordonăm lucrările lor, pentru că au toată structura. Ei sunt cei care... Cum adică? Toată structura dumneavoastră, dacă ca și viceprimar, trebuia să vedeți dacă este dirijintele de șantier acolo sau nu este. Dar nu răspund, dar nu-mi dă mie raportul. Au cei care am vorbit, le-am chemat de teorie în comisie. Mai citiți legea, domnule. Eu nu mă duc să le coordonez la lucrarea. Deci, dar n-am spus să le, atenție, n-am spus să le coordonați. Atât timp cât dânsul, domnul dirijit de șantier lipsește, da. Băiatul ăla face ce vrea acolo, să știți. Nu are șef de șantier, l-am sunat nu din este, că am fost eu acum. Asta e treaba lor. Am fost eu acum. Știți, păi că, lor păi știți ce se întâmplă? Haideți să vă spun eu. Mulți șefi de șantier, dirijiți din aceștia, iau câte 7 lucrări, merg o oră colo, o oră dincolo, și de fapt iau bani din toate direcțiile, dar de fapt încalcă legea, pentru că legea spune clar că trebuie să aibă numai o lucrare, să fie... Numai... Nu este treaba noastră, pentru că dirijintele șantier nu este angajatul nostru, nu noi l-am angajat. Dar nu trebuie să-l angajați. Nu trebuie să-l angajați. Trebuie să supravegheați și dumneavoastră și dacă constatați neregul, trebuia să dumneavoastră să-l dați pe mâna legii. Nu, pentru că a venit comisia la... Ca să știți secret, azi cred că aveți o convenție cu el. A venit... Unde este? Eu plecat pe la alte lucrări. Păi chiar nici nu eu... Vedeți? Păi da. Cum? Păi da, nu, noi am chemat... De două ori am chemat comisia. Dacă venea să venire acolo... Am chemat comisia. A, să nu de la... Pentru ce? Și canal. De la dictare au fost probleme. Probleme. Și asta am ridicat problema. Și domnule, ia-ți dirigem șantier. Băi, frate, eu v-am văzut numai de două ori.
pe teren. Ah, pentru că eu v-am văzut pe sat. M-ați văzut, dar eu nu v-am văzut. Vedeți? Deci eu nu pot nici să-i stai. De ce nu-i chemați în fiecare zi? Faci reclamație, domnule, în fiecare zi. De câte ori nu vine la muncă. Dumneavoastră văd că sunteți la servici. Dar nu pot. Dusul are mai multe. Nu, este doamna Țurcan, dacă vă interesați. Este doamna Țurcan, care este la Apă și Canal, care este coordonatoare de proiect și care ea răspunde și de din șantier. Ah, deci ea e șefa mafiei sau ce se înțelege? Da, mafia. Păi, dar ce e asta? Dacă o luăm așa... Păi dacă îl favorizează să umble de colo-col, ca asta vreți să spuneți că șefa știe ce face dânsul, nu? Păi, bă, deci știi, trebuie să știi. Adică dacă legea fără ce probleme. Noi dacă facem o lucrare noi, așa, cu proiectul primării, noi știu, ne domnule, angajăm, cunosc, angajăm șeful, îl angajăm, da, dirigi șantier, îl angajăm noi. Și atunci îl coordonăm noi și îi spunem, domnule, ia vină cu acești, spune, de ce n-au făcut aia treaba asta? Atât timp cât dirigi șantier este angajat în Apă și Canal. Deci ce l-au angajat? Puteți să-l verificați și să-l dați pe mâna legii, că de aia sunteți aici. Sunteți dumneavoastră slujba cetățeanului, da, lucrați pentru noi. Dar nu lucrați pentru altcineva, pentru cetățeni. Am avut surfări, chestii și după foi, după nu știu ce, i-am chemat, a venit comisia și și-au remediat problemele. La chestiile astea, da, dar nu mă duc eu să-i controlez. Aveți un... Nu, să nu-i controlați. Să nu-i controlați, să-i lăsați așa, să facă... Nu pot eu să mă duc eu să-i... Dar nu să-i controlați, domnul, unde este dirijită de șantier? Simplu și la obiect, dați telefon, băi, vii aici la muncă sau nu vii? Pentru ce ți-ai banii? Lucrezi pe teritoriul localității mele, nu? Nu știu. Adică vine eu să-l reclam pe acest dirijit de șantier, dar dumneavoastră stând aici și fiind slujba cetățeanului, nu-l reclamați, că nu vreți dumneavoastră să-l controlați. Reclamați. Adică vine de la Buzău să reclam și nu vreți dumneavoastră de aici. Din... Doamne, hai să luăm, nu așa. Nu așa. Păi, da, așa eu nu știu câți dirijit de șantier are pe lucrarea asta. Unul trebuie să aibă, nu există. Nu, domnule, nu mai trebuie. E de la Fundeni, ăsta și până la Șendreni au proiectul luat. Deci dacă are un singur dirijit de șantier, gândiți-vă, cât timp poate să stea la Piscu, cât să stea la Pundel, la Tudor, să bage mai mult. Aveți un bord de excavator care am văzut care hârtie, gunoi. Da. Păi n-are plăcuță, geamul este spart, ușa este făcută din fier. Șoferul nu cred că are atestat că a fugit de poliție. Da. Păi a fugit, domnule, a fugit. Am vorbit cu poliția și polițistul s-a făcut că plouă, a intrat în... Sede a spus că vine, că face, că deci n-am făcut nimic. Este, cu geamul spart, nu-și lua sancțiune, își lua sancțiune. Fără plăcuță pe OG 195, își lua sancțiune. Nu e, că pe cilindru în spate nu era, l-o fi având supernul la unisterul acolo, pe scaun. Da. Dacă l-o avea. Da, vi se pare normal, și cu geamul spart, și fără plăcuță și astea. Adică asta e a primării, nu vă mai întreb de alte lucruri mai. Nu, de asta de primării. Da, acum e cam așa, de nu. Da. De ce nu vă puneți la punct cu excavatorul? Chiar vă favorizează poliția, adică polițistul văd că n-are nicio treabă cu... E rușine să vină să aplice legea când îl solicit. Păi de ce? Păi l-am solicitat, s-a baricadat acolo, în sediu. Deci poliția nu e sub ordinea noastră direct. Nici poliția, dar păcam favorizează. Da? Da. Deci băiatul are atestat, are tot. Are atestat, da. O să-i trimis și așa el niște sancțiuni. La inspectorat, că cu restul nu fac treabă. Cu poliția locală aici... Poliția localității, m-am referit în sensul acesta, că poliția din localitate, nu neapărat să fie. Ne-am obișnuit cu poliția locală, domnule. Să nu faceți, aveți poliție locală, să nu faceți greșeala asta, să dați bani, să aruncați bani pe geam. Cum? Poliție locală aveți? Avem. Aveți? Unde sunt? Este un singur polițist. Unde? Că vreau să vă salvez. Este de noapte. Din noapte? Da. Ce? Este numai noaptea care vieți? Da, face să nu se spargă case primărie. Da. A, deci e ca o post de pază, cum ar veni. Da, da, e ok, am înțeles. E foarte bine, asta da, o să înțelegi. Dar nu că am găsit primării în care erau câte 7-8 polițiști și se băteau de muște. Pe unde sunt? Pe teren, pe care teren? Nu avem decât un polițist și un goan, care fac de noapte și mai ales acum că pandemia, dacă tot vă ocupați, trebuie să știți pandemia, i-au preluat și ei stabilesc. Și se pare să-l plătiți să-l folosească... Da. E ordine așa cu plăcere. E. E ca și când n-ar fi. Deci, practic, dumneavoastră acum... Nu, ei își fac și datoria. Adică asigură și paza obiectivelor de... Aveți dosar de evaluare de ESPA 301? Când am văzut pe aici, adică am văzut ceva pe afară. Cred că este aparat. Avem, nu? Este tot ce trebuie. Da. Dar lista cu salarii nu aveți. M-am uitat. Lista cu salarii? Da, la vizier. Da. Așa spune legea. Da. Că trebuie să aveți și la vizier. Atât pe site, cât și la vizier. Da, este pe site. Da, nu, scoateți-o la imprimantă. Eu sunt amabil de obicei. Dar cu primarii care nu mă înțeleg, nu le spun nimic și le trimit apoi ITM-ul și știți cine și-a sancțiunea, chiar domnul primar. Citeți legea 153/2017 la articolul 33, spune e destul de clar.
că domnul primar și ia sancțiune dacă nu sunt afișate la vizier. Și ia de la 5.000 de lei, între 5.000 de lei și 20.000, adică o nimica toată pentru salariul de primar. Ce? Salariul, dar ce? Ce mai faceți pe aici? Canalizarea? Ce mai aveți? Canalizare, asfaltare. Asfaltare? Da. Câți kilometri? Păi avem de PNDL 2 care le avem prins, avem aproape 8 km de asfalt. 8 km. Și mai avem pe proiectul nostru 1 km, 1600 de metri și iar suntem aproape în avizarea unui proiect în jur de 6 km. Dar n-ați asfaltat toată comuna, adică nu, am văzut pe aici. Sunteți de mult în funcție, dumneavoastră, domnul primar, sunteți în același partid sau? Da, în același partid, primar, am 4-lea mandat. Și dumneavoastră cu domnul primar împreună, nu? Da. Și la 4 mandate, câți kilometri ați asfaltat în 4 mandate? Păi nu, primarul are 4 mandate. Aha, deci câți kilometri ați asfaltat? 7 kilometri de asfaltare. În 4 mandate? Dar a fost, păi nu e chiar așa. S-a ales praful de țara asta, domnul. Nu, știți cum e? E că și eu am venit tot la fel cu ideile astea, când se dădeau bani pentru asfaltare, când se făceau proiecte pentru asfaltare. Și am zis, primar, hai să nu asfaltăm acum, că se poate veni canalizare. Nu știam când o să înceapă canalizarea, când că era un discuție. Asta de obicei e cu trotuarele. Cu... Cum? De obicei e cam cu trotuarele, cu... Nu, bine, nu vorbim tot. Așa, n-ați asfaltat în 4 mandate că vine canalizare. De ce n-ați băgat canalizare prima dată? Da. Vreau să vă spun, dacă să ascultați. Și primar mi-a zis, nu o să luăm asfaltare. O lăsăm bani să ia alte comuni. Cum a luat Tudor Vladimirescu, a asfaltat aproape 60% din comun și acum i-a de sus tot asfaltul pentru că vine canalizare. Și lumea a început, nu trebuia, atunci toată lumea țipa, deci nu faci nimic asfalt, că l-a făcut asfalt. Dom'le, noi suntem sătuți de că toți vin numai să arate așa cu deci, să arate cu deci, că ăla e așa, că ăla e așa. Și a stat în stand-by, adică n-a sfatat în dorme, mai nimic. Da, de frică să nu spargeți asfalt. Adică nu ați făcut asfalt ca să nu spargeți. Nu, și s-a putut face atunci. Da, auziți, domnul, dar pe partea asta cu fondurile europene aveți ceva proiecte, ați obținut ceva? Pe fonduri europene noi am încercat să obținem pe asfaltare. N-am întâlnit numărul de puncte. Ați solicitat consultanți sau? Da, n-am întâlnit numărul de puncte. N-ați întâlnit. Pentru că nu... Localitatea mai mică sau ce? Nu e localitatea mai mică. Puncte de legătură care se făceau între cum ne recomandau. Deci n-ați obținut niciun proiect pe fonduri europene? Nu, pe fonduri europene nu. Foarte rău. Am fost acum la o comună aici, la Fundeni. Primarul, nu știu, o comună de nici 3.000 de locuitori în care sunt... Da? Asfaltat, a făcut, a chiar... Și a făcut pe fonduri europene. Da. Păi așa mi-a spus. Mă amici, ce te seamă? Da, băi, ce mai mici și primari ăștia. Păi deși eu, deși bă, dar faci da, ce-o să da, spun da, pe da. Fonduri. Deci mă amici. Noi am încercat pe fonduri europene. Da, dar nu a venit comisia, a venit și n-am întâlnit număr de puncte. Da, am întâlnit 90 de puncte ca să putem să beneficiem din proiectul ăla. Pentru că nu corespundea în legătură, trebuie să legăm și puncte cu DN-ul. Apă aveți, nu? Potabil, adică dacă mă duc acum, nu? Nu e rugină sau asta. Adică a scos analiza aia apei cu tot certificatul ăla. Nu tot vreau să mint și nici n-am interes. Când a scos ultimul? Vreau să văd și certificatul ăla. Ultimul proiect de analiză. Apa nu este a noastră. Apa este predată la apă și canal. Și nu-i verificați dumneavoastră? Poate este apa de Vrancea. Populație. Este apa de Vrancea, care vine de la Vadoroșca, coloana mare, care se duce la Galați. Și din coloana aia se e alimentată și pismul. Fosurile care le aveam noi, deci înțeleg că apa este garantată. Apa este garantată, sunt cei care verifică. I-ați verificat și dumneavoastră, adică ați luat niște buletin de analiză, i-ați văzut, buletin, nu? Buletin nu dăm noi, domnul. Nu, să le vedeți, să le verificați, adică pentru siguranța cetățenilor, că nu o să vin eu să mă ocup de siguranța cetățenilor dumneavoastră. Pentru siguranță. Deci ați verificați, e ok. Da, așa. Pentru că am găsit o investiție în care s-au investit bani în așa ceva și apa era tot de la fântână. Să aprovizionează omul. Am avut și noi probleme. Investiția cu... Da, am înțeles. Și ați renunțat și... Cuțurile s-a renunțat pentru că nu mai făceau față, apa era așa cum era, de calitate proastă. Da. Și în afară de faptul că a trebuit să predăm apa la apă și canal ca să poată să intre în un proiect de analizare. Nu mai stau, că văd că aveți și treabă, nu-mi place să vă rețin. Vă rog frumos, afișați dumneavoastră salariile acolo să le vadă toate. De exemplu, dumneavoastră ce salarii aveți? Brut, brutul? Da.
66.600. Da, am înțeles. Okay. Da, asta, vă rog de sub, da, pe cea dumneavoastră salarii de acolo. O să mai timp aici și vreau să le văd când o să mai trec. Da? Frumos, da. Sfânta la Sfânta Biserică. Nu mergi, nu mergi, nu mergi, nu mergi, nu mergi, doamna, că n-are mască, doamna, nu are treabă cu legea. Dacă mă duc eu după aia, îi trimit poliția să-i dea sancțiune, adică intrăm în trad, mai bine mergeți dumneavoastră. Da, da, vin. Da, sănătate. Da, am găsit și un primar, un viceprimar amabil, da? Am găsit și un viceprimar amabil. Amabil deschis, se pare că n-are nimic omul de ascuns, el știe. Dar a cooperat, ne-a lămurit cât de cât, da? Domnul primar, auziți? Aveți aici o lucrare. Grijite de șantier lipsește cu desăvârșire de la program. Ce lipsește? Nu este. N-am înțeles. Grijitele de șantier. Păi lucrarea o are licitată Apă Canal, nu primăria. Da, dar grijite de șantier lipsește. Băiatul acela blocase toată strada. Ia, care era cu excavatorul? A fost, a fugit acolo. Probabil că avea treabă lucrat acolo. Da, dar de ce nu? Adică dirigintele trebuie să fie acolo. Dumneavoastră știți foarte bine ce spune și legea. La noi în comună, Apă Canal, a finalizat lucrarea. Sunt vreo 3 șantieri, acum poate unul la șantier, cum mai sunt, nu mai e. Da, dar el trebuie să fie numai la un șantier, legea așa spune, că nu-i permite legea să fie el la 7 șantieri. Nu, nu, stați un pic, n-ați înțeles. Au 3 lucrări în comună, aceeași firmă. Firmă. Dar dumneavoastră aveți lucrări acum? Acum nu. Nu, începe la primăvară, nu? Da. Ce vreți să faceți? Continuăm, avem lucrarea de asfaltare după canalizare. Am înțeles, 7 km ați asfaltat în 4 mandate. Este adevărat? Adică... Nu. Da. Dar vă câștiți informat. Păi, da. Dar ce sunteți? Nițu Robert Gabriel mă numesc. De unde? Din Buzău. Și cu ce ocazie la noi? Aveți cu ocazia... Era să zic cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dar ei s-au terminat. Dar din Piscu, nu? Da. Nu, domnul primar. Eu de obicei umblu prin țară și dau pe mâna legii anumite... Da, da, da. De exemplu, am fost aici și acel buldoi excavator care aparține primăriei, are geamul spart, n-are plăcuța aia pe spate, pe cilindru. Nu are, nu are. Și a fugit băiatul, adică am anunțat polițistul. Era primărie? Sau da, era primărie asta. Am anunțat polițistul, că era gunoi, avea în cupă gunoi. Poliția unde? Ce-a făcut poliția? Păi ce să facă, a fugit, s-a baricadat în sediul poliției. Uitați că vine, nu se poate să baricadeze. Eu am fugit și ușa deschisă. Păi nu, domnule, nu, ăsta e alt polițist. Păi ușa deschisă acum. Nu, domnule, aici este alt polițist, aici este altul. Da, da, eu am fugit la dâns și nu cum s-au baricadat, ușa deschisă. Păi ușa deschisă, dar nu vrea să iasă. Adică... Cum să nu iasă? Păi uitați, auziți? Domnul agent. Domnul agent. Bună ziua! Domnul agent, vă rog frumos să-i dați sancțiune colegii pentru legea 55 că umblă fără mască. Dacă tot nu vreți să mă ajutați cu nimic pe aici, pe la dumneavoastră, prin localitate, o să cer la inspectorat să știți tot ceea ce ați făcut. Dânsul a fugit cu parbrizul spart, fără plăcuță, fără nimic. O să solicit la inspectorat toate chestiile astea, o să fiți și reclamat. Dacă nu aplicați legea, înseamnă că îi favorizați. Bună ziua! Domnul agent, cred că e șef de post. Să trăiți bine. La tutor? Favorizați. O să fiți acuzat, o să fac plângeri la inspectorat. Ivalei. Să știți. Da. O să vă fac multe plângeri. Dați-mi și voi. Sigur. Este un buldoi excavator, nu l-ați văzut până acum aici? Fără plăcuță, cu geamul spart? Nu. Nu l-ați văzut. A, acum l-ați văzut. Da, deci n-are treabă, el merge și fără centură. Și dânsul și colega. N-au treabă ei, măi frate, ei sunt polițiști. Păi da, cum? Nu mai am cu ce să vorbesc, a fugit și domnul primar, a vrut să scape de mine, și domnul primar, și domnul polițist. Da, deci am rămas singur. O să le trimit reclamațiile necesare.